Bună ziua, bună ziua! Astăzi am luat niște furtuni, cum am zis, ăla era, e coptei tare, nici nu sunt doai deloc. Da? Și am luat câte o bujie la fiecare TV, noi, am luat una pentru, ăsta-s la fel, am luat una pentru malagutile astea, malaguti, pentru... Asta lui n-avea șaibă, n-avea nimica, nici nu știm dacă e bună. Și la asta am desfăcut platoul dimineață. Ce uitați ce murdare era, că nu avea ăsta intrat aici la loc. Da, era ieșit. Uite așa. De acolo era ieșit și nu mai stătea. Ia uitați cât e din murdar aici înăuntru. A intrat toată mizeria posibilă. Și ce am mai văzut eu, aici are firul rupt de la cititor. Ia uitați. E bucățica aici. Aici, nu știu ce e aici. Oricum, dăm cu o leacă de spray din ăsta. Și îl mai curățăm noi câte o leacă. Acolo i-a băgat cam multă vaselină. Iată așa. Lăsăm bine să scurgă acum tot. Aici e praf asta. E praf. E praf. Așa, aducem o pensulă și o să iasă ceva grozav. Mă, prieteni, am băgat eu astea, dar nu vrea să pornească la buton pentru că e problemă. E problemă, releu de pornire e praf, l-am măsurat acum și nu dă la buton nimic, nu face nimic. Am băgat șurubelnița acolo, merge, dar astea nu merge. Așadar, Marian Andrei având piese comandate, am instalat aici platoul, l-am curățat, l-am spălat frumos, elegant, am băgat firul la electromotor, un șurubel, trebuie să-l mai tai un pic, dar de probă am pus așa, am schimbat bujie nouă, așa, să schimbăm acum releu, schimbăm noi acum releu. Vedem ce zice. Băi, treaba este că uite, m-am împins păcatul și i-am dat lui Alex. I-am dat bidonul cu benzină, că și-a luat un scooter, un moped, nu știu ce și-a luat. Ei și i-am dat și ulei, i-am dat și bidonul. Băi, zic că aduce bidonul înapoi cu benzină. Și uite. Na, de unde pun benzină acum? Trebuie să mă duc la Peco. Băi, mai fac eu din ăstea, Alex, cu tine. Ca ți-ai ochii tăi. Nu mai fac, tată, nu mai fac nimic cu tine. Nu mai fac că nu meriți. Ai zis că mi-aduci, că faci, că dregi și ori. Eu am nevoie și nu am cu ce să fac. Zi, ce fac eu cu tine? Ia, mai durează asta o leacă. Aici, că dacă nu-i dădeam să supăra. Băi, nu vrei să-mi dai, că uite, ai ulei, ai benzină. Ia-ți, frate, ia-ți, cumpără-ți. Da, da, cu cine să fac? Ia uite-mă, asta chiar nu merge, oare? Că doar e nou ATV-ul, de ce nu vrea să meargă? Asta. Nu dă, băi, nimica, băi. Mort. Băi, sau aparatul meu e mort.
Sau aparatul meu e mort? Bă, ești nebun? Amă, ăsta mergem. Ăsta mergem. Dar acum trebuie să fie... Să-i scoate mufa de aici. Să-i scoate mufa, să-i bagă... Hai mă, te srasă, mă. Hai de capul meu. Da, mă, băieță. Așa-i cu Alexa nostru. Așa-i cu Alexa nostru. Păi, mai are altceva în afară de asta? Eu zic că nu. Ia zi-am. Eha! Eha! Altceva, fratele meu. Ia să vedem, băi, are scânteie. Hai de capul meu, avem și scânteie. I-am pus să mă amână de sărma la... La asta, cum îi zici, la... La ăla, mă. La cititor. Ia uite. I-am pus sârmă nouă la cititor. Deci asta e varză. Dar nu știu de ce s-a ard asta. O stat în apă, o dat apă pe el, nu știu ce fac. Așa. Ce am zis că mai trebuie? Benzin. Alex, tu sărasa. Alex, tu sărasa. Punem pedala frumos. Să găsim și un șurub. Și revenim cu benzina, a? Bă, dar uite-mi. Fai de capul meu. Moțocoțo. Acum, ce mai era? Ia să se scurt eu plusul de la baterie. Ce mai aveam eu aici? Asta e. Asta e cam strâmb, de ce oare? Și ăsta trebuie... În fine, poate merge așa. Așa. Ia să vedem noi. Acum cu... Cu benzina, ce facem? Bă, prieteni, am pus eu... I-am pus la baterie, la... I-am pus un șurub la asta, la pedală, și ce mai am eu de făcut acum, până să mă duc la benzină? Băi, chiar mă, ia să vedem, se pune buzia și să caut eu, văd că are o leacă de benzină pe filtru, oare are benzină vreo leacă rămasă în asta? Să dă drumul la... Să dă drumul aleacă la... La bușon. La carburator. Poate am noroc. Să aibă vreo leacă pe aici. Vezi de ce are pe aici. Curge vreo leacă de benzină pe undeva. Aici nu curge nimic. Trebuie să pus o vâditoare. Da. E uscat. E uscat. Am un ATV-ul galben, e plin rezervor. Oare scot din ala oleac? Dar pe unde? Scot furtunul oare? Iată ce... Ce-am făcut, Bobby? Am scos din ăla. Ăla e full. Ăla galben. L-am pregătit să mă duc pe deal și nu m-am mai dus cu Darius, am zis că ne ducem încolo. Ia să vedem dacă curge cumva rezervorul ăsta întâi. Sau curge ceva benzină pe aici. Să nu facem vreo... Să las eu atâta. Să dăm drumul acum la benzină puțin.
de mare, benzină în carburator acum. Da? Da? Ia să băgăm noi buzia. Am văzut care alea cu scânteii. E bună, nu o fi bună. Dumnezeu cu mila. Infundat carburatorul, nu infundat. Merge, nu merge, motorul ăsta. Nu știu nimic de el. Nici băiețașul ăla nu știa. Băi, sunteți gata, mă? Băi, sunteți gata? Pe locuri, fiți gata. Stop! Vedem acum cu adevărat dacă am făcut ceva bun azi. Să-i pun eu dopul ăsta. Ia. E bunii? Am văzut eu că avea focul în jos, în sus. Ziceam, da, era tras focul, lăsăm în jos, ia. Ce-am făcut? Era accelerații, nu are, mă? Hai de capul meu, bobit. Îi scoasă accelerația, băi, și el o dat să pornească doar. Firai tu să fii. Hai de capul meu. Băi, dă-l în ceapa, mă, sică, rămas pistonașul acolo, bă, băiatule. Acum trebuie să dau carburatorul afară, tu srasa ta. Uite, băi, s-au aprins becurile, băi, eu acum am văzut. Uite, băi, s-au aprins becurile, băi. Becurile pe baterie. Uite, băi, fază mică, fază mare, ea boxează între picioare. Mamă, ce lumini are, să mor eu. Ia, mă, nu mi-e cap de mic, ești aici, n-avea tu grijă. N-are nimic, nu-i faci nimic. Deci nu rămâne decât să dai carburatorul afară, șmechere. Hai de capul meu, de-abia așteptam. Haideți să vă povestesc ce s-a întâmplat la acest carburator. De-a renunțat la șuful și la aia. A băgat pistonașul invers. Adică pistonașul intră cu un canal. Unde e? Intră cu canalul ăsta. Cu ăsta, cu ștefuitura asta. Intră pe partea cu cuiul reglabil de la benzină, da? De la relantii. Iar el l-a băgat invers. Și ăsta are și el un canal acolo. Și a încălecat și n-a mai putut să-l scoată afară. Și a renunțat la acest prototip. Și am decis ca să dau ăsta afară, să-l împing partea asta cuiul. Că altfel nu puteam să-l scot. Deci m-am făcut de râs cu prima pornire și cu ce m-am mai făcut de râs. Acum știți ce am făcut? Ca să nu curgă benzina care am băgat-o când am scos furtunul de la carburator, i-am băgat un șurub de la carburator, de la care l-am desfăcut. Băi, și caută șurubul, și caută șurubul. Caută șurubul și caută șurubul. Zic, unde am pus, mă, șurubul? Strângem în mod egal din amândouă părți deodată. Nu strângem o dată mai tare dintr-o parte, o dată mai tare dintr-o parte. Ia să vedem, bă, prieteni, ce-am făcut. Cum i-a reglat ăsta, oare? Am pus, mă, toate? Am pus, mă. Mai lipsește ceva să pun, oare?
Cam atâta. Ia zi. Ia. Ia. Așa. Acum cu adevărat trebuie să facem ceva bun, nu? E bune? Cine zice, mă, că e panoramă? Cine zice, mă, că e panoramă? S-aude-o pe ăla care zice că e panoramă. Băi, trebuie să-i băgăm prima dată astea, că începe să... Ia uite, el începe să facă din toate elea. Și după aia... După aia să vedem uleiul care treaba cu el. Hai și ne auzim. Chiar acum o să mă duc și o să... Ori mă duc să cumpăr de aici de la noi o baterie, ori văd eu ce-i fac, vreau să-i cumpăr o baterie neapărat. Ia zi, băi, cu toba pus acum. Vai de capul meu, bobic! Vai de capul meu! Merge mișto rău, tare mișto, băi. Ca nou motorul. Băi, dar zici că dau o leacă de... Să merg cu el? A? Ia. Zici că merg o leacă cu el? Băi, dar dă-ți lupa aici pe asta. Nu-i bine. Asta rămâne niciodată.
mă. Ei bine. Haideți să prindem stopul și-n spate. Ce mai a avut? În rest, ce mai a avut? Mai are o bubulă așa, care trebuie să o rezolv imediat. Asta de aici, de la închidere, trebuie să-i topesc niște plastic, să o prind la loc aici. Cumva, este așa, ridicat în sus. A fost împins la fund, cu tot. Vedem? Mai vopsim un pic portbagajul. Hop, 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 hop. Mai trebuie dat un pic cu vopsea aici. Și tu dat o leacă. Bă, da, ce frumos merge, bă, băiat. Băi, băieți, băi. O să schimb și curtunile la carburator. N-ai cum, că de bine merge. Și mai încolo și încolo, direct cumpăr o baterie. Cumpărăm o baterie și tot o necerție. Aici, dacă i-am prins toba, nu mai trebuie sârma asta. Că o rămas așa. Auzi cât de bine merge, nu scoate cum, nu minută. Mișto. Plăcuții trebuie să-i spun. Mișto. Acum dau eu să-l întorc aici. La garaj.
Băi, băieți, n-ai văzut așa ceva? N-ai văzut așa ceva? N-ai văzut așa ceva, bă, băieți? A? Ai văzut așa ceva? Să meargă? Dacă e bine, nu, nu uite. Îl punem la vânzare, dar cât îl punem la vânzare, oare? A? Ziceți-vă un preț așa. Cam cât face asta? Bineînțeles, după ce o să iau și baterie. Băi, merge contactul, dar nu merge să-i facem extragerea afară. Din tracheea. Trebuie, cred, cu ceva băgat pe lângă cheie, ca să-i dăm tăblița aia care curisează acolo, să-i dăm într-o parte. Băi, avem frână, scot frână, faruri, LED. Funcționează ca naiba de bine. Ca naiba. O pereche de plăcuți acolo, pac, pac, pac. Are frână pe față, dar trebuie făcut așa aia pe spate, că dă și atât în aici. Asta de legă la mână, în caz că s-ar stă urât aici, trebuie agățat undeva de sus aici. Că asta nu folosește nimeni. Și am văzut că aici trebuie tras o leacă roata asta de fac spate, încoace. Aia l-a dat așa, pentru că calcă strâmb axul, pinionul calcă strâmb, se duce așa, lanțul e drept, el duce o leacă așa, că e slăbit de aici, pe ulițele, uite, din coace nu strânzi loc, jap, și trebuie băgat frumos acolo și făcut, și cam gata, mai avem aici o leacă de treabă la cadru, e belea. E belea și grozav de bine. Grozav de bine. A, că l-am lăutat de nu se poate. L-am lăutat de nu se poate. Hai, ne auzim într-un nou vlog și v-am salutat.